Bună ziua, stimați telespectatori! Sunt profesor universitar dr. Rodica Ghiuru, șefa clinicii a 5-a medicală și de geriatrie din cadrul Spitalului Clinic CFR Iași, rectorul Universității Apolonia din Iași și realizatoarea acestei emisiuni. De fapt, așa cum spuneam și la început, nu este vorba despre o emisiune solitară, este un serial științific care se intitulează La frontierele cunoașterii. Și iată, conștiincios, am ajuns deja la al 5-lea episod. Așa, după cum știți, invitatul și protagonistul acestui serial este maestrul Florin Gheorghiță, cercetător și fizic și scriitor de renume internațional. Bine ați venit, domnule profesor, și ne bucurăm că sunteți din nou pe studiourile Apoloniei. Vă mulțumesc pentru noua invitație și din nou țin să apreciez această inițiativă deosebită, fiindcă, într-adevăr, acest titlu de La frontierele cunoașterii se impune din ce în ce mai mult prin faptul că progresul științelor și a tehnologiilor moderne au condus la noi orizonturi pe care încă marele public nu a fost informat și care treptat trebuie să le afle pe diverse căi, una din căile respective organizând-o însăși dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim și suntem onorați de șansa pe care o avem de a vă avea în mijlocul nostru. Subiectele abordate de noi sunt la limita cunoașterii și, așa cum am precizat și în alte emisiuni, nu avem pretenția că ajungem să cunoaștem absolutul. Totuși, este important să ne punem întrebări. Dialogurile noastre, de fapt, sunt întrebări despre de unde provenim, de ce s-a construit omenirea pe pământ, cine ne-a adus pe pământ, ce misiune avem noi, oamenii, pe pământ. Și, așa după cum discutam și în emisiunea anterioară, dacă există actualmente întrebări asupra evoluționismului lui Darwin, în mod sigur omul a fost creat. În emisiunea de astăzi, domnule profesor, vom discuta în continuare despre sufletele umane invizibile, acele forme rotunde care pot fi înregistrate fotografic. Și ca să amintim telespectatorilor noștri, în emisiunile anterioare am precizat că organismul uman este format din corpul somatic și corpurile energetice invizibile, care ulterior se pare că sunt nemuritoare. Domnule profesor, în emisiunile anterioare ne-ați prezentat această structură a organismului uman din corp somatic și corp energetic. Am văzut de asemenea numeroasele înregistrări fotografice ale unor forme rotunde invizibile, forme rotunde pe care le-ați prezentat cu lux de amănunte și documentate științific în cărțile dumneavoastră. Numeroase înregistrări au fost făcute și pe teritoriul țării noastre și le-ați primit din literatura internațională. Ideea este, în cărțile dumneavoastră sunt informații științifice și fotografii foarte interesante și din alte țări. Am discutat despre imagini fotografice obținute în Egipt, dar obținute în România. Dacă mai aveți și alte imagini fotografice obținute în alte țări pe care le-ați primit în colecția dumneavoastră. Și să ne prezentați aceste imagini. Am abordat acest domeniu primind o multitudine de înregistrări fotografice de la cele mai diferite persoane cu care au demonstrat o onestitate totală și verificându-le prin specialiști, treptat am constatat că nu există niciun caz trucaje, ci sunt înregistrări total obiective și utile unei documentări mai extinse și unui alt orizont al cunoașterii. Și, într-adevăr, am început încă în urmă cu 25 de ani să public astfel de cărți care să fie o deschidere spre orizontul adevăratei cunoașteri, a cunoașterilor fundamentale privind ființa umană.
Dar în perioada respectivă exista o opoziție foarte mare în contra acestor înregistrări, de altfel și se menține încă în anumite cercuri și la ora actuală, unde există un conservatorism între acestea regretabil. Și la timpul respectiv, prima carte care am scris-o, această carte, Stranile Inteligențe Invizibile, încă din prima carte am demonstrat în mod științizat faptul că înregistrările respective nu erau simple fenomene imaginate de diverse persoane, că ar fi fulgere globulare, că ar fi plasmoizi electrostatici, că ar fi anumite fenomene între acestea de turbulențe atmosferice și așa mai departe. Și am demonstrat în mod treptat cu elemente de cunoaștere a fizicii tensiunilor înalte și a fizicii moderne că aceste entități, aceste forme rotunde sunt niște entități inteligente. Încă în această carte am prezentat faptul că nici nu poate să fie vorba de fulgere globulare, fiindcă fulgerile globulare, ele persistă doar câteva zeci de secunde și au aceste proeminențe filiforme specifice tensiunilor înalte, fiindcă ele sunt produse la sute de mii de volți și ajung până mai mult de 50 de mii de volți ca să se descarce treptat în atmosferă și în felul acesta se dispară. Deci nici nu poate fi vorba de fulgere globulare, ci e vorba de o serie întreagă de entități, efectiv, care se manifestă în atmosfera, în mediul nostru înconjurător. Și iată, de exemplu, o fotografie făcută de un grup de cercetători conduse de un medic din București, veniți în zona pădurii Hoia de lângă Cluj și au surprins această prezență invizibilă a unei entități negre care s-a manifestat inteligent fiindcă le-a făcut anumite dificultăți deosebite întregului grup. Entitățile negre fiind renumite ca fiind foarte răutăcioase și merg până la bestialitate. S-a mai discutat despre pădurea de lângă Cluj, da. Să mai discutăm. Astfel de entități, ele când se deplasează, ele sunt înregistrate pe tot traseul deplasărilor, fiindcă se deplasează cu viteză foarte mare și în fracțiunile de câteva zecimi de secundă ale expunerii acestui clișeu, la Mănăstirea Neamț, de exemplu, a fost înregistrat astfel de traseu. Dar nu sunt numai negre, sunt, de exemplu, entități dintre acestea maro, care își au total altă structurare interioară și altă radiație. Și există și entități care au radiația exterioară, învelișul exterior roșii și care prin culoarea respectivă a radiației indică total alte caracteristici fizice în manifestare. Și entitățile roșii când se deplasează și ele sunt înregistrate în foarte scurt timp în deplasările lor și este interesant dorința de a participa la grupuri de oameni cu o anumită motivație specifică fiecare entități în parte. Dar există și entități care au o radiație roză și aceasta, de exemplu, am primit-o de la o persoană care a obținut fotografia în peștera Maicii Domnului de la Betleem, deci din Israel, încă cu ani în urmă și care, vedeți, prezintă o structurare cu totul specifică a corpului propriu. Și entitățile roz, ele când se deplasează, au astfel de trasee, imprimă pe clișele fotografii fotosensibile, imprimă astfel de trasee în fracțiuni reduse de secundă și vedeți că și ele se apropie de oameni, de chiar în apropierea locuințelor noastre. Și există și entități care au radiația galbenă și au specificul lor de manifestare și există entități care au corpurile lor
discoidale compuse din, însăși, dintr-un amestec de materii, ceea ce indică o anumită situare în, în auto-organizarea funcțională acestei entități, în, după ce s-a despărțit de trupul respectiv, și o să discutăm puțin mai târziu acest fapt. Și există entități care au corpul ce radiază în verde, în nuanță de verde, putând să fie un verde mai deschis sau mai închis, și asta și nuanțele și au importanța lor funcțională. Și există entități care vin în jurul nostru și au radiația albastră, persistă în jurul nostru fără să știm, dar ele, când vin și se apropie de oameni, și au o anumită gândire și urmăresc anumite scopuri care depinde de radiația care au, dacă sunt benefice sau mai puțin. Și există și entități care au radiația în albastru deschis, care, și vedeți și o bipolaritate periferică, asta e foarte interesant, care este încă un indicator specific a anumitor entități dintre acestea. Și însăși dumneavoastră ați obținut din invizibil o fotografie la un templu din Beijing, nu? Da, da. Așa, care era staționat în apropierea statuii lui Buddha și, bineînțeles, a dorit să fie fotografiată, să aveți o amintire de la, de la această prezență și poate că s-a gândit chiar să, să ajungă să fie prezentată în România. Acum la televiziunea Apolonia din Iași. Și astfel de entități azuri, când se deplasează, asta e o fotografie din București, în plin centru, când se deplasează, vedeți, are o anumită pulsare, este un fenomen foarte interesant și o să-l mai regăsim în, în alte înregistrări, are o anumită pulsare specifică funcționalului lor, realimentării cu energie pe care o disipează prin... Așezarea în rând arată că, de fapt, sunt inteligente. Și asta ar sugera. Și sunt, dar sunt și entități care au radiația albă, forma discoidală se menține, au o radiație periferică puțin diferită, fiindcă este un anumit nivel de radiații, cum am spus, specifice funcționalului lor și manifestărilor lor, fiindcă tot ființe discoidale, de exemplu, la un serviciu religios din Târgu Mureș, au demonstrat o radiație perfectă, uniformă și fără difuzări dintre aceste cu alte culori, fapt ce indică într-adevăr iarăși o diferențiere funcțională cu totul deosebită. Și fiindcă a spus problema că există, dacă există și din alte țări și am primit, uitați-vă, de exemplu, de la Muzeul Împărătesei, de la mormântul Împărătesei Maria Tereza din subsolul catedralei din Viena, domnul din fotografie este din București, de la Radio Internațional București, el n-a văzut nimica și totuși acolo existau aceste două entități care, a căror radiație albastră iarăși era un indicator cu totul deosebit. Și fiindcă ați vrut ca să, în mod special, să informăm telespectatorii privind faptul că și în străinătate sunt astfel de fotografieri, iată o carte care a fost tradusă la noi în 2010 și a fost scrisă în 2007, deci cu 20 de ani mai târziu decât primele mele cărți, seria mea de cărți. O carte scrisă, păcat că coperta nu este reproductibilă în integritate și din cauza asta am copiat foaia de capăt, din care rezultă un fapt foarte important. Cartea a fost scrisă de către Michael, doctor în teologie și drept, de fapt a fost rector și 12 ani a fost consilierul papii Ioan Paul al II-lea la Vatican și
s-a retras și a aprofundat spiritualitatea înaltă și a scris această carte în comun cu un doctor în fizică, Klaus Heinemann, un mare specialist de la NASA, care în electronică fine, care el însuși și cu soția obțineau astfel de fotografii și, vedeți, a intitulat proiectul Sfera, studiu asupra entităților spirituale sferice. Deci și ei, la nivelul anului 2000, au ajuns la concluzia că aceste imagini, prezențe discoidale invizibile, sunt de fapt entități spirituale care există permanent în spațiul nostru. Da, dar eu aș mai spune încă o dată că de fapt această carte a apărut după ce dumneavoastră ați editat cărțile despre acest proiect și despre acest subiect. De fapt, cred că în străinătate s-ar putea să fie chiar singura carte, eu n-am mai găsit alte cărți, în străinătate există acest blocaj semi-oficial, ca să nu se discute despre suflete și despre spirite, care deranjează foarte mult schemele științifice de bază până la ora actuală, privind însă și structura ființei umane, care este pentru știința modernă, ființa umană este numai trupul biologic și altceva nimic, pe când realitatea vine și demonstrează. Așa că, practic, într-adevăr, am rămas cam singuratic în acest domeniu și în sănătate nu s-au publicat. În internet sunt multe prezentări, dar fără explicitări și fără asocierile care se impun și din cauza aceasta deocamdată prea puțin informație ajunge la nivelul, chiar la nivelul mondial din acest punct de vedere. Dar fiindcă era vorba de entitățile acestea albe, ele participă foarte intens la viața anumitor persoane, la viața anumitor familii chiar și la anumite evenimente. Și iată, de exemplu, la o nuntă oficiată în București a ținut în mod special entitatea respectivă să vină să binecuvinteze și ea acea căsătorie, însăși mirii și însăși preotul, nevăzând însă prezența respectivă. Așa că, de fapt, în jurul nostru există peste tot această lume invizibilă, care sunt entități, așa cum spun, au ajuns la concluzie și aceste personalități, acest consilier al Papei și, deci, teolog de mare clasă și un fizician de mare clasă, și așa cum am reușit și eu să obțin și să demonstrez prin serialul de cărți prezentate până în prezent. Da, este o prezentare extrem de interesantă. Fotografiile au fost foarte frumoase și mă bucur că ați făcut o precizare și o explicare din punct de vedere științific a acestor fotografii, pentru că fiind, mă rog, să zicem, în domeniul științei, mereu ne punem întrebarea și poate și publicul nostru și-ar pune întrebarea: sunt artefacte, de fapt, sau sunt absolut reale și mai puțin studiate, dar cunoscute până în prezent de dumneavoastră, dar vedem că și de literatura internațională. Totuși, această carte pe care ați prezentat-o, proiectul Sfera, vine cu lux de amănunte și precizează exact aceeași idee pe care ați precizat-o acum, că de fapt, în mod științific, că de fapt sunt documentate ca fiind eventual suflete, spirite umane. Dumneavoastră, acum câțiva ani, noi la clinică am înființat Societatea Universitară de Medicină Internă, Geriatrie și Gerontologie Iași și în cadrul societății dumneavoastră ați fost cu ideea ca să înființăm un cenaclu și ați dat și titlul acestui cenaclu, Orizontul Cunoașterii, încât în momentul în care ați prezentat aceste fotografii, mereu ați spus și ați repetat această idee despre Orizontul Cunoașterii și sigur, unii sunt mai deschiși către orizontul cunoașterii, la frontierele cunoașterii, alții se documentează treptat. Acum,
sigur că există numeroase discuții privind dacă aceste fotografii foarte frumoase ca imagine, de diferite culori, deci probabil cu anumite semnificații, aceste forme rotunde, altele sunt forme fasciculare, sugerează că ar fi vorba despre suflete de tip uman. Este extraordinar de important să susținem din punct de vedere științific aceste argumente. Unele au forme rotunde, după cum am spus, altele sunt și geografice și ați prezentat în interiorul entității diferite desene extrem de interesante. În condițiile în care noi ne punem mereu întrebări și probabil că discuțiile sunt și pe plan internațional cu argumente pro și contra. Dumneavoastră, cum ați dedus, pentru că sunteți absolut cel mai în măsură în cauză care să puteți explica acest lucru, cum ați dedus totuși analitic faptul că aceste forme ar fi chiar suflete umane? Da, este o întrebare esențială și am pregătit o serie de imagini care să vină să explice o convingere de acest fel și o demonstrare care am făcut-o prin cărți și doresc să o extind și în emisiunea de astăzi. De fapt, această fotografie făcută de o cunoștință a dumneavoastră, doamna profesor universitar Cristina Ionescu, la mormântul soțului, când se dusese cu nepoatele ca să îngrijească, să pună florile respective, le-a fotografiat pe fetițe, dar n-a văzut nicio prezență. Clișeul, în schimb, a înregistrat această prezență strălucitoare în imediată apropiere. Și sigur că o astfel de imagine pune întrebare ce ar putea să existe într-un cimitir, ce prezență, ce structură de materie ar putea să existe într-un cimitir care să dorească să fie fotografiat. Și de aici, încă de cu ani în urmă, am pornit la ideea că, într-adevăr, acestea ele sunt legate de conținutul unui cimitir întreg și ar putea să fie un suflet uman. Deci aceasta ar fi o dovadă că un suflet uman care este în cimitir. Ar fi un răspuns logic. Fiindcă alt fenomen nu exista nici perturbații atmosferice, nu era în orat să vede că... De ce să apară tocmai acolo și în acel moment. Respectiv. Da. Dar treptat am ajuns să primesc din diferite locuri și din alte țări imagini care mi-au demonstrat că astfel de entități se comportă inteligent. Uitați-vă un șir de 20 de entități dintre acestea globulare, discoidale, roșii, cu radiață roșii, s-au aliniat deasupra unui cartier din nordul Parisului pentru a fi fotografiate și pentru a demonstra că, într-adevăr, au o organizare, o gândire rațională și demonstrativă. Sunt entități inteligente. Da, fotografia unde ați spus că este făcută? În Franța. În Franța. Ați primit-o, deci. Am primit-o, ați primit-o, da, din, da, colecția străină. Da. Un fotograf, mi-aduc aminte, Filipe Ughetto, că am intrat în corespondență cu dânsul și am cerut voie să public această imagine și și-a dat acordul. Dar după aceea a apărut și în Paris Match, dar cu o explicație... Aceeași fotografie? Da, dar cu o explicație derizorie. O mai arătăm o dată? Cu explicații derizorie, că ar fi resturile unei rachete care sau... Da, asta pentru, așa, pentru mințirea și o explicație simplistă de tot. Uitați-vă o carte publicată de un profesor universitar american și consilier exact în problema OZN-urilor la nivelul Guvernului Statelor Unite, o fotografie primită de la directorul de observator din Cehoslovacia. Un grup de 6 entități s-au ordonat pe conturul unui hexagon în așa fel încât
să demonstreze inteligența care au, că știu să se, să se organizeze. Numai puțin să arătăm, deci hexagonul e aici, nu? Da. Să, deci aici este, dacă puteți lua mai de aproape, da. Deci așezarea în anumite forme geometrice ca să sugereze perfectă. Că au inteligență. Este, da. Au inteligență. Dar uitați-vă și mai, și mai categoric un șir în linie dreaptă, dar în grupe echidistante și formate din câte două sau de câte trei globuri dintre acestea radiante alb, fotografiate deasupra orașului Ottawa în Canada în, acum vreo 40 de ani. Și care la început au fost considerate ca fiind OZN-uri, dar până și organizatorii științifici americani de cercetări au ajuns la concluzia că nu sunt OZN-uri și eu am remarcat faptul că de fapt sunt comportamente inteligente, o demonstrație categorică a inteligenței acestor entități. Dar iată și de la noi din țară o demonstrație similară. 11 discuri dintre acestea radiante în alb s-au grăbit unele și încă n-au ajuns să se ordoneze pe șiruri verticale paralele și distanțe, echidistante și pe verticală și pe orizontală, în așa fel încât demonstrația inteligenților este categorică și în acest caz. Iar un caz și mai distractiv este de Noua Zeelandă. S-au așezat un grup întreg de mai mare, n-am putut să ne număr prin faptul că s-au suprapus așa, sunt iarăși peste 20 de entități, s-au așezat în două cercuri concentrice și la nivele diferite, dar cu intenția evidentă de a face o demonstrație a inteligenților. Și iată și din Italia altă demonstrație aici și mai complicată, o entitate albă principală, aceasta cu diametru mai mare, care a transmis unor globulețe de dimensiuni mai mici pe fiecare, așa, le-a impus să facă același model jucat în aer ca niște mici lebede. Așa, pentru a demonstra o gândire comună și o manifestare comună inteligentă. Și tot din Italia, din altă zona Italiei, o altă demonstrație similară în care era alt grup de entități dintre acestea de anten alb și care la exterior vedeți au și o emisie periferică roșiatică, aceeași demonstrație de inteligență prin repetarea în comun în grupuri diferite același model jucat în aer, deci o intenție clară demonstrativă. Ceea ce aș vrea să vă spun este faptul că în general am putut să remarc o cunoaștere veche că entitățile acestea care radiază în alb, când sunt împreună, au aceeași gândire. Toate manifestările lor care le fac când sunt în grup au exact aceeași manifestare. Dar uitați-vă de aici de la Iași și o demonstrație și mai complexă, de o complexitate extraordinară, în grupuri de entități dintre aceste radiante în alb, care deplasându-se cu mare viteză în aer, fiindcă durata de expunere n-a putut să fie mare, chiar dacă era în întuneric, și care au exercitat în aer aceleași modele în deplasările lor foarte rapide, dar aceleași modele în plan orizontal și în plan vertical, deci o dovadă de complexitate a manifestărilor inteligente în mod categoric și aici la noi în Iași. Domnule profesor, iată o colecție extrem de valoroasă, o colecție pe care dumneavoastră ați realizat-o atât în România, dar după cum ați făcut prezentările din străinătate, de pe întreg globul, deci, de fapt, este foarte important că aveți această colecție, dar se trage și concluzia că sunteți foarte cunoscut. Sunteți foarte cunoscut ca și cercetător și fizician și atunci, sigur că lumea este interesată
să vă cunoască, vorbesc de lumea internațională, și să contribuie la realizarea acestei colecții extrem de interesante. Acum, sigur că în momentul în care ați arătat unele fotografii care sugerau că de fapt că este vorba de forme inteligente, trebuie să spun și ne mândrim cu acest fapt, la Universitatea Apollonia am avut un congres cu participare internațională care s-a bucurat de o asistență extrem de valoroasă, dar în cadrul acestui congres am avut o masă rotundă dedicată neuroștiințelor. Iar discuțiile au fost tot așa extrem de ample și interesante și la limita cunoașterii și până la urmă ne punem întrebarea dacă, sigur, în momentul morții corpul somatic se dezintegrează, ce se întâmplă cu corpurile energetice ale organismului uman. De fapt, era vorba despre conștiință și conștiința fiind inteligentă, facem un fel de analogie că, de fapt, conștiința ar fi aceste forme, s-ar suprapune cu sufletul, cu spiritul, cu inteligența și, până la urmă, lumea invizibilă ar dori să fie cunoscută și iată că apar aceste fotografii extrem de interesante. De fapt, arăt din nou cartea cu straniile inteligenței invizibile. Mereu se spune că, de fapt, există lumea noastră și o lume paralelă cu noi, lumea invizibilă. O lume invizibilă care, așa cum ați demonstrat dumneavoastră, are inteligență și care dorește să comunice, poate, cu lumea noastră. Sunt diferite semne și semnale în acest sens. Colecția este extrem de interesantă. În fotografiile dumneavoastră, unele sunt discoidale, altele sunt rombice, altele sunt fasciculare. Există o diferențiere de culori, unele galbene, verzi, roz, maro, ați spus că sunt ceva mai răutăcioase aceste forme de culoare maro. Deci există o diferențiere între aceste forme discoide care pot fi surprinse de hârtia fotografică. Și atunci, întrebarea noastră este: de unde provin aceste diferențieri de culori radiate de aceste forme de materie invizibile, și anume sunt cauzate de materiile lor diferite sau intervin alți factori fizici? Tot mereu ne întoarcem la partea științifică, încercând să explicăm științific toată această diversitate de culori și de forme. Această întrebare a noastră este de importanță cu totul deosebită, fiindcă se referă la o problemă fundamentală a structurării ființei umane și care implică cercetări științifice mult mai extinse decât s-au făcut până în prezent. De fapt, răspunsurile au fost date încă din antichitate de acele grupuri de cercetători bazați pe clar vedere, care erau concentrați în anumite temple ale anumitor state mai civilizate și care le-au transmis în timp, dar mereu au fost refuzate, în special de începând din Evul Mediu și în zona occidentală, au fost respinse ca fiind de origine păgână și n-au ce căuta în cunoașterile noastre. Ori s-a întâmplat o mare revoluție cognitivă în cursul secolului 20, cu un progres extraordinar a tuturor științelor și cu a tuturor tehnologiilor și a tuturor realizărilor creative umane, încât acest progres s-a răspândit și în domeniul acesta al vechilor cunoașteri spirituale care au rămas izolate și s-a trecut la o reconsiderare a lor și la o reabilitare a celor care au un fundament științific. Așa fel încât, la ora actuală, când discutăm de astfel aceste entități care sunt inteligente și care sunt spirite și care au, prin îmbrăcămintea lor, sunt suflete, problema radiațiilor lor
Este o problemă de natură strict științifică importantă. Într-adevăr, de ce o entitate radiază în alb, alta în roșu și așa mai departe? Și acest lucru este, de fapt, cunoscut din antichitate și a fost dezvoltat din ce în ce mai mult. Trebuie o literatură în care, în special, din primele decenii ale veacului trecut, s-a dezvoltat, de exemplu, este un serial de cărți de unor inițiați englezi care au fost inițiați în India și care s-au oferit exact la problemele de fizică a corpurilor umane. Fizica corpurilor mentale, fizica corpurilor astrale, fizica corpurilor eterice și fizica corpului mental superior, care este cu totul deosebit. Există într-adevăr un limbaj al culorilor în această cunoaștere spirituală. Și culoarea, așa cum se spunea în secolul trecut, era un fel de glumă între membrii acestor cercuri de cercetători, spune ce culoare ai ca să spun cine ești. Frumos! Într-adevăr, este funcție de nivelul gândirii, evoluției fiecărui persoane în parte, fiecare suflet în parte, radiază funcții de nivelul respectiv, radiază într-o anumită culoare. Și la ora actuală există clasificări și prezentări în toate cărțile acestea care... Ce înseamnă culoarea neagră? Și am menționat-o. Este culoarea răutății totale și a bestialității. Culoarea maro este culoarea minciunii și a înșelării. Culoarea roșie este culoarea persoanelor dominate de plăcerile senzuale, de plăcerile defectelor alimentare, personal, distracții, emoții, până și a fricilor, fiindcă roșu are atâta nuanță și în funcție de nuanțe respective, un clar văzător când se uită și vede corpurile sau o fotografie de aici, dintr-o dată se poate îi citește exact așa. Nuanța în care este galbenul este de acum a inteligenței și portocaliu este a inteligenței orgolioase, pe când galbenul deschis este al inteligenței care dorește să-și extindă orizontul. Verdele de acum este radiația care se referă la posibilitățile de creație, de transpunere a inteligenței în mod creativ. Albastru este de acum încă o treaptă superioară în evoluție și anume cel care se orientează către credință, către abstract, către divinitate și albastru deschis este cel care nu este, pe când albastru închis este cel dogmatic, albastru deschis, azurul, este cel care este orientat către spiritualitate. Discul azuriu care l-ați fotografiat noastră la templu din Beijing, el era un spirit între acestea total orientale spirituală și căuta să influențeze și persoanele respective. Și poate că și v-am influențat și pe noastră acolo. Da, în mod cert că eram foarte fericit. Iar albul, da. De acum, albul este culoarea spiritualității profunde și care merge de la albul mai șters până la albul strălucitor și sunt treptele. Deci, limbajul acesta este o indicație directă a nivelului de evoluție spirituală care se află și cu toții trecem prin aceste trepte în decursul existenței noastre pe pământ, fiindcă în fond am fost aduși aici cu un anumit scop. Am fost aduși aici ca să trecem prin școala terestră a evoluției cunoașterii și până ca treaptă superioară a cunoașterii spirituale și a manifestării spirituale. În așa fel încât însăși această radiație alb-strălucitor de acum este depășește și nu mai este nevoie să mai urmăm școala terestră și probabil continuăm aici sub altă formă de gândire creativă sau așa, sau chiar să mergem și în alte părți să fim mici creatori, așa cum este gândirea divină de bază primordială.
Sigur că da, despre limbajul culorilor se pot spune foarte multe. Limbajul culorilor este valabil și la noi, la oamenii întrupați. Văd că limbajul culorilor există și la aceste forme discoidale, rotunde, entități, spirite pe care dumneavoastră le-ați prezentat acum. Țin minte, așa ca o mică paranteză, eram copil, bunica mea era o persoană extrem de elegantă și îmi spunea: niciodată în viața ta să nu porți maro și negru, mă rog, negru se poartă în religie, în doliu, dar bunica mea era total împotriva acestei culori, să nu-ți faci rochițe maro. Încât, sigur că, până la urmă, acest limbaj trebuie învățat. Trebuie învățat, da. Și la un moment dat ajungem să-l intuim chiar. Vedeți, bunica noastră, probabil că ea totuși simțea ceva. Era o intuiție, a trăit 97 de ani, era o persoană extrem de bună, pozitivă, sufletește. Da, adică de asta și a fost... Cine ajunge pe treptele astea, ajunge să cunoască și să simtă, da, și da, după aceea să fie, da, foarte convins. Sigur că da. Aș mai arăta câteva capitole din cartea dumneavoastră. Începeți cu un capitol despre o lume exotică, foarte interesant, apoi lumea particulelor, materiilor vizibile și invizibile. Adică partea exotică este a materiilor invizibile. Este o abordare scientifică. Extrem de interesantă. După aceea, enigmaticele globuri invizibile, pe care le-ați mai prezentat și în aceste fotografii, dar din nou precizez, maestrul Florin Gheorghiță are o colecție din mii de fotografii care sunt primite de pe tot globul pământesc. Apoi ați prezentat și în fotografiile dumneavoastră lumina neagră, așa, iarăși ne punem mereu întrebări, așa cum vă spun în fiecare emisiune, există ființe nevăzute, noi suntem cei care ne vedem, suntem lumea terestră, dar de fapt pe același pământ există și ființe nevăzute, rămâne semnul de întrebare, dar iată că sunt demonstrații că ar exista o lume paralelă, o lume a spiritelor. Și aici încheia cu un ultim capitol, o profeție înfăptuită. O să vedem despre ce este vorba, pentru că urmează încă multe emisiuni ale maestrului Florin Gheorghiță. Încât, sigur că este foarte interesantă această abordare a structurii umane din corpul somatic și corpurile invizibile. De moment ce acum am văzut că există demonstrații clare și încercate să fie cât mai științifice privind transformarea conștiinței umane în forme discoidale inteligente, este de fapt o afirmare care rămâne să fie studiată în continuare. Ideea este că urmează emisiuni extrem de interesante, dragi telespectatori, emisiuni în care veți vedea că de fapt toate argumentele noastre sunt dintr-o literatură extrem de justificată, o literatură care are un substrat și național și internațional, iar maestrul Florin Gheorghiță este unul dintre principalii actori internaționali în acest proiect Sfera, așa după cum a prezentat cartea în prima parte a emisiunii noastre. În mod sigur vom declanșa o serie de argumente pro și contra din partea telespectatorilor noștri, dar este important că în acest dialog pe care îl avem există întrebări și sigur poate exista și o polemică și la un moment dat, de ce nu, putem aștepta și întrebările dumneavoastră. Literatura maestrului Florin Gheorghiță este în librării, dar mai există sau s-a vândut în totalitate. Știu că este extrem de căutată de public. Acum este o întrebare dacă mai există cărțile dumneavoastră în librării. La editura Polirom din Iași
cine se adresează direct la editură, fiindcă iau un depozit în subsolul respectiv. Sediul editurii este vis-a-vis de Spitalul CFR, deci lângă biblioteca universitară, în centru, prin centru, și acolo la secretariat este de servit imediat dacă mai au exemplare. Acesta, de exemplu, este a treia ediție acestei cărți, prima apărând în 1993, și între timp a fost reeditată de alte două edituri și asta este ediția a treia recentă. Păi, sigur că dacă a apărut inițial în 1993 și au fost trei reeditări după aceea, a fost extrem de căutată de public. Da, a fost cerut, da. Înseamnă că publicul este interesat de astfel de literatură la frontierele cunoașterii. Ideea este următoarea, că eu am fost cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa Iași și acolo la un moment dat a avut loc un congres extrem de interesant, iar la congresul respectiv, dacă vă aduceți aminte, am avut o lucrare pe care am prezentat-o împreună. Eu, ca medic, prezentam partea mea de medicină tradițională, clasică, pe care am învățat-o pe băncile facultății și era vorba despre medicina paliativă și, ca o mică paranteză, medicina paliativă înseamnă acordarea asistenței medicale terminale, deci știind că pacientul evoluează către lumea cealaltă. Noi am spus chiar consiliere paliativă spre marea trecere. Și atunci, în cadrul acelei emisiuni, eu am prezentat, mă repet, partea mea de medicină paliativă și, în continuare, ați venit dumneavoastră și ați prezentat supraviețuirea omului în viața de dincolo, într-o lume invizibilă, într-o lume paralelă. Și de ce am realizat această lucrare științifică? Tocmai pentru că noi reușim să realizăm și să obținem încrederea pacientului că, de fapt, el nu moare, ci trece într-o altă lume, chiar poate mai bună. Iar odată cu obținerea încrederii și evoluția vieții pe pământ, poate să fie mai bună. Dumneavoastră ați prezentat exact supraviețuirea conștiinței umane și aranjarea spiritelor umane sub formă discoidală, apropo de proiectul Sfera, și sigur, a incitat atenția auditoriului, dar la un moment dat a fost întrebată de o colegă: Rodica, cum ai avut curajul să prezinți o astfel de lucrare? Iată că, să zicem, am fost un deschizător de drumuri datorită dumneavoastră și chiar țin și cu această ocazie să vă mulțumesc. Și eu să vă mulțumesc și să vă felicit pentru această deschidere care, de fapt, indică o gândire de un nivel spiritual mai ridicat față de ceilalți din jur și care vine prin gândirea noastră și acțiunea noastră să deschideți multe suflete către orizontul și sensul adevărat al existențelor. Da, spre orizontul cunoașterii. Dragi telespectatori, iată că și această emisiune în mod rapid se apropie de sfârșit. Vă asigurăm că vor fi emisiuni extrem de interesante. Serialul nostru științific continuă. Este ideea că dorim să vă aducem cât mai multe informații despre ceea ce înseamnă organismul uman, organismul uman cu trupul lui somatic și cu corpurile energetice, și de asemenea dorim să vă aducem cât mai multe cunoștințe despre nemurirea sufletului. Noi vă mulțumim pentru audiență, vă urăm sănătate, la revedere și să ne reîntâlnim la frontierele cunoașterii.